din suflet, vă iubesc. La revedere. Mi-au făcut să-mi băieții să-i aduci microfonul. Microfonul să... Așa, așa, acolo, acolo, acolo. A rămas pe mâna mea. Mă gândeam să-l iau, da. Pentru ce urmează, aș vrea să vă invit să veniți puțin mai în față, măcar un pas, un pas, un pas. Haideți puțin mai în față. E destul de greu să vă văd, pentru că e un reflector exact pe mine. Până să pregătesc băieții, am să vă povestesc câte ceva despre melodia care urmează să o creăm. Este a unei artiste pe care o iubesc din suflet și care, din păcate, a plecat la dintre Stoica. Noi. A fost ziua ei, ar fi fost ziua ei de curând. Se numește Laura Stoica. Da. Iar melodia pe care o vom cânta un acum actor grăbit. Un actor grăbit. Și aș vrea să o cântăm împreună. Da. Facem niște apă. Perfect. Gata. Ce faceți? Bine. Sunteți obosiți? Nu. Nu? Pentru că în seara asta o să cânt și câteva melodii din repertoriul meu. Aș vrea să-mi spuneți dacă v-ați uitat la seriale românești. Da, 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 da. Care a fost preferatul vostru? La Lacrimi de iubire. La Lacrimi de iubire v-ați uitat? Da. La Lacrimi de iubire? Da. Ei, puteți să spuneți bunica telenovelelor românești. Ce să mai... Am fost în toate. Toate. Cu și curcâniele. Dar toate au la bază cuvântul iubire. Asta e foarte important. Da, așa este. Și pariu cu viața. V-ați uitat la pariu cu viața? Da, da. Ce preferați ați avut de acolo? Tu! Nu, lasă-o pe Adela profesor, cineva, spune. Sore? Sore. Dorian? Ana. Cris? Vlad? Da, da. Bun, am înțeles. Nu sunt printre preferat, dar ce-ți fac? Și Liviu. Și Liviu, normal. Facem câteva probe și începem. Cântăm cu mine, da? Aplauze pentru Laura Stoica.